cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem în zona Hatay, Turcia. Am venit cu dorința aceasta să ajutăm oamenii de aici care au trecut prin acel devastator cutremur anul trecut. Dorința noastră a fost să ajutăm familiile de aici. Cu ajutorul Domnului am încheiat o nouă etapă aici în Turcia. Am ajutat la construirea acestor tip de case. Pe lângă aceasta am ajutat oameni și cu provizii de alimente și am putut să comunicăm cu ei, să le aducem vestea bună a Evangheliei de care au atâta nevoie oamenii de aici din zona aceasta, care sunt destul de împovorați, destul de apăsați și cu greutăți. Mulțumim Domnului pentru o biserică din România care a simțit pentru lucrarea din Turcia și ne bucurăm că astăzi putem să facem aceste pachete și să ajutăm multe familii din Turcia. Prin ajutorul și bunăvoința fraților din Pătrăuți, Suceava, Biserica Baptistă, am reușit să aducem aici câteva fonduri pentru a ajuta mai multe familii cu câteva pungi cu alimente. Cu noi se împlinește cuvântul Scripturii, tot ce începe duce la bun sfârșit. Domnul să fie binecuvântat! Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care susțin lucrarea aceasta și Dumnezeu să lase îndurare peste oamenii de aici. Mulțumim lui Dumnezeu și tuturor celor care sunt alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Tot ceea ce s-a făcut va fi pentru slava Lui. Ne rugăm ca Domnul să cerceteze oamenii de aici și îi mulțumim Domnului pentru toate. Amin.